familia tinerei ucise într-un hotel din Saturn face mărturisiri despre adevăratul motiv care ar fi stat în spatele atacului sângeros. Ce spun două mătuși ale fetei omorâte cu sânge rece, aflați imediat. Cu tremur pe piața imobiliară din Constanța, tranzacțiile s-au împuținat vizibil în ultima perioadă după ce clienții au devenit din ce în ce mai strânși la pungă. Cât mai costă apartamentele în oraș, vă spunem în câteva momente. Tricul Mircea va fi vedeta spectacolului organizat de Ziua Marinei la Constanța. Velierul a putut fi admirat deja de turiștii constanțeni la Ziua Porților Deschise organizată de Forțele Navale. Mai multe detalii și imagini imediat. Alina, fata ucisă de colega ei de muncă la Mangali, a fost luată de la morgă și dusă acasă la Vaslui. Familia fetei s-a ocupat de toate formalitățile, iar acum se pregătește de mormântare. Alina va fi mormântată joi în satul Buda din Vaslui. În fața morgii din Mangali, mătușile Alinei au făcut mărturisiri uluitoare despre ce se întâmpla între nepoata lor și cea care i-a luat viața. Alina a fost ucisă din invidie de către cea mai bună prietena sa, spune una dintre mătușile Alinei. Aceasta adaugă că patronul hotelului unde cele două fete lucrau știa de conflictul dintre ele, dar nu a făcut nimic pentru a remedia problemele, pentru că era mult mai apropiat de Loredana. Invidia, răutatea și asta, nu? Între ele a fost atâta, răutatea și invidia, adică fata asta își vedea de treaba ei, nu învăța bine, era o fată liberă, era o fată cu minte și ea probabil a avut ceva pică și nu s-a lăsat până nu a fost o invidie care nu a mai putut-o suporta și a vrut să o decapiteze și asta. Rudele fetei ucise spun că nu avea cum să se plângă patronului de la hotel de răutatea colegiei de muncă, pentru că Loredana era de ceva timp în grațiile patronului. Asta se plimba cu patronii, cu tot, se plimba fata și fetișoara asta muncea. Alina s-a dus, s-a plâns la patron că Loredana o agresează pe Alina, vine noaptea, pleacă din cameră, vine și face scandal. Și patronul nu a băgat în seamă pe Alina. Fata s-a pus la patron. Și nu a fost, mână sângă. Nu a fost ascultată, sigur. Nu a fost ascultată. Eu am întrebat-o, Alina, te-ai la patron? Da. Te-a ascultat? Și cum a băgat în seamă? Rudele tinere ucise au ridicat trupul acesteia de la morgă. Alina va fi mormântată joi în satul Buda din Vaslui. Suspecta de crimă va fi expertizată psihiatric pentru a vedea dacă a avut discernământ în momentul în care a ucis-o. Se anunță cel mai aglomerat weekend pe litoral de la începutul sezonului. 200.000 de turiști sunt așteptați la malul mării. La Constanța vor avea loc evenimentele dedicate Zilei Marinei, iar luni va fi zi liberă pentru bugetari. Urmează așadar un weekend prelungit. Hotelurile din sudul litoralului sunt rezervate în proporție de 95%, iar la Mamaia gradul de ocupare se apropie de 100%. Peste 200.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend pe litoralul românesc, pentru că suntem chiar în vârf de sezon. Întotdeauna, prin tradiție, în jurul datei de 15 august, avem cel mai mare număr de turiști al verii, practic. Cele mai căutate stațiuni în continuare sunt Mamaia, Eforie Nord și au crescut foarte mult în vânzări și stațiunile din sudul litoralului, care oferă opțiuni foarte multe pentru familiile cu copii în resorturi de 4 stele cu servicii all-inclusive, dar estimăm că ne apropiem de 100% grad de ocupare practic în acest weekend pentru prima oară în această vară pe litoralul românesc. Lacul Siutghiol a devenit terenul de joacă al amatorilor de sporturi pe apă. Stand-up paddle, yachting, windsurfing și schiul nautic sunt doar câteva dintre sporturile preferate de turiști. Atât începătorii cât și sportivii experimentați se bucură de vremea bună și de apa liniștită și se dau un spectacol pe lac. Tot pe lac a fost amplasat și un aquapark plutitor, unde au acces nu doar adulții, ci și copiii. A fost distractiv, mi-a plăcut. Ce te-a plăcut cel mai mult de aici? Topoganul, care e un topogan mai încolo și mi-a plăcut mult să mă dau pe el. Totul, chiar mi-a plăcut totul. Instructorii de sporturi nautice sunt impresionați de numărul mare de turiști atrași de activitățile recreative pe apă. Se pot bucura de un traseu sportiv potrivit pentru toate vârstele, hidrobiciclete, stand-up pedaluri, skijet. Accesul în aquaparkul de pe lac costă de la 40 de lei pentru o oră până la 120 de lei pentru o zi întreagă.
Bricul Mircea, nava școală a Marinei Militare Române, va fi vedeta spectacolului organizat de Ziua Marinei la Constanța. Întors de curând din voiaj, velierul care a dat forțelor navale cei mai pricepuți comandanți a putut fi admirat deja de turiști și constanțeni la Ziua Porților Deschise, iar acum se pregătește pentru parada de pe 15 august. Studenții și militarii de la bord muncesc cot la cot pentru ca nava să strălucească în zi de sărbătoare. Sunt 84 de ani de când nava școală Mircea se află în slujba Marinei Române. În tot acest timp, Bricul a marcat numeroase premiere pentru țara noastră, alături de militarii care s-au format la bordul său și care au cunoscut primele emoții ale misiunilor pe mare. Cele mai mari temeri le-au avut atunci când au urcat în arboradă, adică sus pe catarge. Nu este ușor să faci asta, spun studenții, la peste 40 de metri înălțime, dar este testul suprem pentru cei care vor să fie marinari desăvârșiți. Toți dintre aceștia au urcat în arboradă până la ultimul și sincer, în ceea ce privește nava școală Mircea, cred că asta este activitatea cea mai importantă și cea mai palpitantă. Au urcat până la înălțimi de 44 de metri, atât se află în vârful catargului de la linia de plutire. Multe file de istoria Marinei Române, emoționante și captivante, s-au scris de-a lungul timpului despre cum au reușit tinerii cadeți să învingă cumplitele furtuni și capriciile mării, fiind la bordul Bricului Mircea în cadrul numeroaselor marșuri de instrucție. Am avut un vânt foarte, foarte puternic în primul marș și în primul port, când eram în portul Suda. Eram legați la cheu și nava, din cauza vântului foarte, foarte puternic din zona respectivă, se simțea de parcă era pe mare. Deci a fost pentru prima dată când la cheu nava s-a simțit, deși era legată, da, ca și cum ar fi fost pe mare. Nava școală Mircea a ieșit din portul Hamburg, unde a fost construită pe 29 martie 1939, pentru a face primul voiaj spre România. Acum Bricul se pregătește să salute România și românii de Ziua Marinei, așa că aspectul său trebuie să fie impecabil. Este ceva nou, este ceva inedit. Nu multe state își permit să, multe marine își permit să aibă o navă ca Mircea, un velier. Velierul, cunoscut și ca Bricul Mircea, a intrat în serviciul Marinei Militare Române în anul 1939. Este cel mai longeviv ambasador al României pe mările și oceanele lumii. La bordul său au fost formate peste 70 de generații de marinari militari români care fac cinste Marinei Militare Române. Cu tremur pe piața imobiliară din Constanța, tranzacțiile s-au împuținat vizibil în ultima perioadă după ce clienții au devenit din ce în ce mai strânși la pungă. O contribuție la acest declin o au și băncile care acordă din ce în ce mai greu credit clienților și cu dobânzi mari. Comparativ cu vara anului trecut, vânzările imobiliare au scăzut cu aproape 20%, spun experții. Comparativ cu anul trecut, dacă vorbim de ultimile 3 luni de zile, ca număr de tranzacții sunt mai puține cu 17-18%. Față de primele 3 luni ale anului, când numărul de tranzacții erau mai puțin cu 40%. Cumpărătorii în Constanța sunt, nu avem doar cumpărători din orașul nostru, sunt din toată țara. Din cereri de cumpărare am avut cam 50% din alte județe, din alte orașe. Oameni transferați cu serviciul în Constanța, apartamente de vacanță, apartamente ca investiție pentru închiriat. Cele mai căutate pe piața imobiliară constanțeană sunt apartamentele cu două camere. 50.000 de euro costă un astfel de imobil într-un cartier mărginaș al Constanței, într-un imobil construit înainte de anii 80. Același tip de apartament are însă prețul și de 5 ori mai mare dacă este situat în centru, într-un bloc nou. Despre imobilele de lux, agenții spun că nu vor fi afectate vreodată de criza economică. Se tot spune că vine o criză imobiliară de câțiva ani de zile. Această criză nu mai vine. Sunt constanțeni care așteaptă chilipiruri și se uită lung, pentru că pe piața constanțeană nu mai există chilipiruri. Există doar apartamente cu preț decent de vânzare, care se vând. Poate nu imediat, dar se vând într-un timp relativ scurt. Investitorii așteaptă o prăbușire a pieței și o scădere a prețurilor. De cealaltă parte, proprietarii trag de preț cât pot de mult, nefiind dispuși să vândă pe nimic. Cei care nu au buget pentru achiziționarea unei locuințe se orientează spre închiriere. Cel puțin 300 de euro pe lună plătesc cei care aleg garsonierele și de la 400 de euro lunar cei care preferă apartamentele cu două camere.
Un copil de 5 ani din Fetești, județul Ialomița, a plecat la mare singur cu trenul. S-a urcat în garnitura care face legătura între București și Constanța cu gândul de a ajunge pe plajă. Socotarea de acasă nu s-a potrivit însă cu cea de pe drum. La scurt timp, după ce s-a urcat în tren, a fost descoperit de polițiștii secției regionale transporturi care l-au dus la centrul de primiri minori din Constanța. Copilul le-a spus oamenilor legii că nu și-a anunțat părinții înainte de a pleca de acasă. Polițiștii au subliniat că cel mic nu avea urme de violență pe corp și nici nu a povestit că ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Sute de constanțeni care locuiesc în Lumina, Sibioara și Oituză își pot evalua gratuit starea de sănătate. Totul este posibil datorită unei caravane a Crucii Roșii și implicarea administrației locale din Comuna Lumina. O echipă multidisciplinară formată din medici specialiști, asistenți medicali și voluntari ai Crucii Roșii a sosit deja la Sibioara, iar primii pacienți s-au prezentat la control încă de la primele ore ale dimineții. Bărbia lipită jos acolo, perfect, fruntea lipită sus, da. Și vă uitați drept în față și nu clipiți. Da. Caravana de sănătate, o inițiativă a Crucii Roșii franceze, implementat prin Crucea Roșie Română, și-a deschis porțile pentru consultații în localitatea Sibioara, unde va poposi până pe data de 11 august. În toată perioada în care vom poposi aici, ne așteptăm să fie văzuți peste 500 de pacienți. Caravana sănătății va avea loc la Sibioara până pe 11 august. În acest interval, toți cei interesați să afle informații despre starea lor de sănătate vor avea acces gratuit la analize și consultații de medicină generală, pediatrie, ginecologie, optică medicală sau stomatologie. Cetățenii din Lumina și Oituz care doresc să beneficieze de analizele medicale detaliate vor beneficia de transport tur-retur gratuit la locația caravanei din satul Sibioara. Primăria Lumina fiind partener în acest proiect, a pus la dispoziție Crucii Roșii spațiile necesare unde să se desfășoare activitatea și în colaborare cu asistența socială și cu primăria, locuitorii Comunei Lumina au fost deplasați la acele spații amenajate unde se dă consultațiile, se fac analizele pe medici de specialitate diferită. Serviciile medicale sunt posibile pe bază de programare telefonică la numerele de telefon afișate pe ecran. Un tren încărcat cu urei a fost ținta unui atac în portul Constanța. Clapele de descărcare a 4 vagoane au fost deschise și aproape tot conținutul a fost vărsat, potrivit CFR. Trenul ar fi trebuit să ajungă în județul Alba, dar a fost frânat pe fir 1 port B Constanța 7 de persoane necunoscute, mai spun reprezentanții companiei de căi ferate. Incidentul a fost sesizat de șeful de tren prin apel la 112. Polițiștii care au ajuns la locul indicat au constatat că 4 dintre vagoanele trenului aveau clapele de descărcare deschise, iar 80% din conținut scurs din tren pe calea ferată. Este vorba despre numai puțin de 40 de tone de uree. Întreaga cantitate scursă a fost însă recuperată, încărcată în vagoane și urmează să fie predată operatorului feroviar, transmite IPJ Constanța. Oamenii legii mai spun că trenul de marfă nu era asigurat cu pază. Este și motivul pentru care societatea transportatoare a fost amendată cu 2000 de lei. În cauză s-a întocmit și un dosar de cercetare penală pentru distrugere sau semnalizare falsă. La stagiunea estivală a artelor spectacolului se va juca Goi Pușcă, o comedie plină de suflet despre niște băieți amărâți pe care societatea i-a amestecat și i-a scuipat. Niște șomeri vai de capul lor care simt că și-au pierdut și bărbăția odată cu jobul și încearcă acum să se reclădească, suindu-se unul pe umerii celuilalt prin prietenie și solidaritate. Ca să-și arate că sunt bărbați, pun la cale un show de striptease pentru toate femeile din oraș, cu speranța că se vor îmbogăți și își vor rezolva diversele probleme pe care le are fiecare dintre ei. Spectacolul este programat de la ora 21 la Teatrul Soveja. Biletele se pot achiziționa de pe site-ul mystage.ro sau de la casa de bilete a teatrului cu o oră înainte de spectacol. S-a încheiat stagiunea de vară la Teatrul de Copii, iar actorii au intrat în vacanță. A fost o stagiune încărcată în care prichindeii s-au delectat cu câteva premiere și piese de teatru îndrăgite, precum Jack și Vrejul de Fasole. Și ce de bunătăți! Ce bine miroase! Ia te uite un pepene! Cine e acolo? Prețul demnității. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
Harap Alb sau Pinocchio. Teatrul de Păpuși a colaborat în stagiunea care s-a încheiat cu regizori reputați din țară și cu scenografii de marcă din domeniu. Ciprian Huțanu și Tomoș Tunde au lucrat cu regizorul Aurel Palade pentru spectacolele puse în scenă anul acesta. După vacanță urmează o nouă stagiune care debutează în septembrie. În septembrie o să facem un spectacol de Matei Vișniec, un spectacol pentru copii. Urmează de asemenea să facem un spectacol, cum am obișnuit publicul, pentru publicul adolescent, de la adolescenți în sus, paranteza e deschisă, spectacol pentru tineret, cum spunem noi, și cam astea sunt cele două spectacole pe care trebuie să le facem în acest an, până la sfârșitul anului. Vreme de toamnă la malul Mării. Ziua de astăzi a adus la Constanța maxime de doar 23 de grade Celsius, ploaie și un cer mai mult acoperit de nori. Mâine temperatura crește cu câteva grade, vor fi 25 de grade Celsius în atmosferă. Pentru joi, meteorologii anunță 26 de grade și cer parțial acoperit de nori. Maxima pe timpul nopților care urmează se va situa în jurul valorii de 19 grade Celsius. 24 de grade Celsius astăzi la Cernavodă și ploaie. Mâine, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade, însă norii nu se vor da duși de pe cer. O nouă zi caldă și joi, 29 de grade în atmosferă, dar cerul se va menține la fel de înnorat. Temperaturile pe timpul nopților care urmează vor urca până la 17 grade Celsius. 24 de grade Celsius astăzi la orele prânzului în Mangalia și un cer variabil. La noapte, maxima va fi de numai 16 grade, iar pentru ziua de mâine, meteorologii anunță 26 de grade Celsius. Joi, mercurul din termometre va urca tot până la 26 de grade Celsius, iar cerul va fi acoperit de nori. Maxima pe timpul nopților care urmează va atinge 18 grade Celsius. Farul Constanța are o șansă uriașă de a ajunge în grupele Conference League. Campioana României este calificată în turul al treilea al competiției, iar adversarii în următoarele două runde sunt mai mult decât facili, scrie Constanța Sport. În turul al treilea, albaștrii se vor duela cu Flora Tallinn, campioana Estoniei, care este slab cotată pe plan european. În aceste condiții, Farul pornește din postura de favorită la calificare. Prima manșă se va disputa joi, pe terenul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi de la Ovidiu, returul fiind programat o săptămână mai târziu la Tallinn. Dacă va trece de estonieni, Farul va juca pentru calificarea în grupe cu învinsa dintre campioana din Azerbaijan, Karabakh FK, și cea a Finlandei, HJK Helsinki.